Echipa lui Ilan Șor a felicitat veteranii cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a eliberării Moldovei de fascism. Flori ale recunoștinței au ajuns la cele 44 de persoane din diferite colțuri ale țării, aflate în grija blocului politic Victorie. Stimate Iurie Alezeevici, nu suntem pentru prima dată la dumneavoastră. Știți că Ilan Mironovici acordă atenție tuturor veteranilor. Desigur, regretăm că rândurile veteranilor se răresc. Ei devin din ce în ce mai puțini. Prin urmare, acordăm o și mai mare atenție veteranilor. În rezultatul operațiunii Iași-Chișinău a fost eliberată Republica noastră, iar asta a contribuit la eliberarea întregii Europe. Încă o dată vă felicit cu ocazia acestei sărbători și primiți suvenirurile noastre. Să nu vă mire că astăzi aici sunt mulți tineri, pentru că dumneavoastră ați făcut și ați povestit istoria pentru tineri, pentru ca ei să știe și să respecte ceea ce a fost făcut în anii Marelui Război pentru apărarea patriei. Reprezentanții birourilor publice au mărturisit că este o mare onoare pentru ei să vorbească cu cei care au supraviețuit ororilor războiului și au luptat cu înverșunare împotriva fascismului. Zilnic rămân mai puțini veterani. Astăzi, în Republica Moldova, trăiesc doar 26 de participanți ai Marelui Război pentru apărarea patriei, 10 supraviețuitori ai blocadei Leningradului, 6 prizonieri ai ghetourilor, muncitori din spatele frontului. Este un număr foarte mic, dar acești oameni sunt încă în viață și țin minte istoria. Asta este foarte important, pentru că în prezent, din păcate, la noi unii încearcă să rescrie istoria, evenimentele de acum 80 de ani, dar acești oameni care mai sunt vii, cărora le dorim în primul rând multă sănătate și, bineînțeles, le mulțumim pentru eroismul lor, povestesc despre acele evenimente. Și veteranii, într-adevăr, pot încă relata în detaliu despre tot ce s-a întâmplat, despre evenimentele care le-au marcat nu doar viețile, ci și întreaga istorie. În anul 1944, cum se știe, armata sovietică eliberase deja teritoriile, rămase bucăți nu prea mari, ocupate de Germania hitleristă, inclusiv o mare parte a Moldovei noastre sovietice. Și România lupta încă în acea perioadă de partea Germaniei. Aici era armata Ucrainei de Sud, unde mai erau două batalioane românești și două germane, care trebuiau eliminate. De aceea a fost dată o lovitură de pe două fronturi. Echipa lui Ilan Șor, precum și reprezentanții organizațiilor teritoriale din sectoarele Centru, Buiucani, Botanica și Râșcani din Chișinău, i-au vizitat pe toți veteranii Marelui Război pentru apărarea patriei, pe care îi are în grija blocului politic Victorie. De asemenea, formațiunea politică a subliniat în repetate rânduri importanța cultivării respectului față de sacrificiile uriașe făcute de înaintașii noștri în numele păcii în rândul tinerei generații.